120 de fotografii realizate de anul trecut și până acum stau mărturie pentru dramele a mii de tineri și copii cu dizabilități condamnați la moarte în centrele de plasament din țară. Slabi, legați de pat, în camere cu mobilier vechi, asemenea celulelor de penitenciar, subiecții din imagini ne arată fața unei lumi în care este greu de pătruns. Atmosfera cum intri este de un loc închis, de izolare. Este un loc în care ai senzația că odată intrat nu mai ieși, ești tot timpul sub supraveghere. După cum se poate vedea și în fotografii, viața personală a acestor oameni este destul de limitată, nu prea au obiecte personale. Obiectele lor, dacă sunt sub lacăt, închise. Ca să mergi la toaletă trebuie să ceri cheia de cel mai multe ori. Am întâlnit toalete în care lipseau perdelele de la dușuri. Numărul persoanelor cu dizabilități mentale închise în instituțiile statului din România, care își duc zilele în condiții inumane, se ridică la aproximativ 25.000. O lume ascunsă de care oamenii nu au altfel cum să afle. Avem și un pat de fier. Ideea a fost să aducem un obiect care să simbolizeze atmosfera și condițiile din majoritatea sau din multe centre pe care le-am observat în vizitele în care am fost. Vă dați seama că nu este confortabil pentru nimeni și nu este normal ca în 2015 să existe un astfel de condiții pentru nimeni. Imaginile expuse în cadrul proiectului Lagărele de lângă tine au fost realizate și cu ajutorul copiilor. Acestora li s-au montat aparate de unică folosință pentru a surprinde momente din viața de zi cu zi. Prin ochii unei mame și prin ochii unei bunici mă impresionează. Este foarte dureros, dar este inuman și asta este foarte, foarte grav. Este foarte grav din punct de vedere al celor care trebuie să asigure, să ocupe de sănătatea acestor copii, de condițiile lor de viață, sociale și așa mai departe. Proiectul demarat de Centrul pentru Resurse Juridice urmărește crearea unui mecanism independent de monitorizare a modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități. Fotografiile vor rămâne la Constanța până pe 20 iunie.